Bună dimineața! Vă mulțumim mult pentru prezența. Funcționează? Bună dimineața! Vă mulțumim mult pentru interesul dumneavoastră acordat agriculturii și mediului asociativ agricol. De asemenea, dorim să mulțumim gazdelor noastre care ne-au primit de fiecare dată. Mulțumim ASAS, mulțumim domnului Tabără. Alianța pentru Agricultură și Cooperare organizează azi prima conferință de presă. Nu am simțit nevoia până acum neapărat să ieșim și să comunicăm atâta timp cât mare parte din tot ce am abordat noi în tot acest timp nu și-a găsit soluționare imediată. Am decis că este cazul acum, pentru că din tot ceea ce am făcut noi în aceste câteva luni de când ne-am constituit și am simțit nevoia să lucrăm împreună și am lucrat într-un mod sănătos, constructiv și ne-a făcut bine și considerăm că este ok să lucrăm în continuare sub această umbrelă a Alianței pentru Agricultură și Cooperare. Toate cele patru organizații au pus umărul la consolidarea acestei alianțe, așa că iată-ne azi în fața unei conferințe de presă și în fața dumneavoastră spre a încerca să expunem lucrurile bune și mai puțin bune cu care ne-am confruntat în această perioadă. O să facem această parte introductivă, după care fiecare dintre organizații va aborda un subiect și după abordarea acestor subiecte, dacă este ok și pentru dumneavoastră, vom răspunde întrebărilor punctuale, așa cum doriți dumneavoastră să le adresați. Încă de la constituire, după cum știți, organizația Alianța pentru Agricultură și Cooperare a decis să-și păstreze pentru fiecare organizație identitatea, conducerea și modul de abordare a problemelor, însă acolo unde am găsit subiecte comune și am decis să le susținem împreună, am făcut lucrul acesta. O mare parte din aceste subiecte, să știți că nu le-am abordat individual, ci de fiecare dată am fost împreună la discuții cu decidentul public. Pentru noi, pentru agricultură, pentru fermieri în general, problemele sunt diverse, sunt numeroase, dar le-am prioritizat și știți bine și dumneavoastră că ați prezentat în știrile dumneavoastră de-a lungul timpului, seceta este pe primul loc, dar avem și alte subiecte la care lucrăm și lucrăm intens pentru că s-a întâmplat și se întâmplă în continuare să avem rezistență, îi spunem noi în ghilimele, din partea decidentului public în a rezolva aceste probleme. O problemă încă de la constituirea noastră și o țintă pentru noi a fost participarea fermierilor și grupurilor de fermieri la tot ceea ce înseamnă decizie europeană, decizie publică europeană, tot ceea ce înseamnă DG Agri, tot ceea ce înseamnă Comisia Europeană, Parlamentul European. Ne dorim cu ardoare să ajungem acolo după mulți ani. Fermierii din România nu au fost reprezentați, nu și găsesc locul încă la masa discuțiilor și dialogului civil european. Și aici mă refer strict la COPA-COGECA, pentru că noi am abordat acest subiect încă de la constituire. Am ajuns în situația în care azi suntem acceptați, avem deja acordul semnat cu COPA, însă mai avem mici impedimente. Sperăm că în scurt timp să le rezolvăm. O să dau cuvântul colegilor mei și aici mă îndrept către domnul Sitaru să abordeze subiectul secetă, dar nu numai. Da. Din nefericire, pentru criza COVID, s-a suprapus o criză și mai mare pentru noi, seceta care a fost pe o suprafață destul de mare în 2020, cuprinzând Dobrogea și tot sud-estul României, până undeva în județul Iași, sunt cuprinse județele Brăila, Galați, Prahova, o parte, Dâmbuzău, o parte,
Ialomița, Călăraș și până mai spre vest, cred că până în apropierea județului Giurgiu și de acolo lucrurile încep să se îmbunătățească. Sigur că lucrul ăsta nu era, n-a venit peste noapte, seceta pedologică a început să se vadă începând cu anul 2019, iarna 2019-2020 a accentuat foarte mult seceta pedologică pentru că n-am avut precipitații aproape deloc, n-au fost zăpezi, n-au fost ploi. Toată iarna am putut circula pe câmp cu praf și asta înseamnă că nu am avut ploi absolut deloc. Și motiv pentru care noi, de la începutul lunii aprilie, am început să facem demersuri către autorități să găsim o soluție pentru că anticipam că vom ajunge într-o situație complicată. Vreau să precizez de la capul locului că toată agricultura din România n-a trimis în perioada de pandemie niciun om acasă, nu cred că s-au redus până în momentul de față salarii și nu cred că ar fi cazul și am încercat cu resursele care le-am avut să ne descurcăm și să continuăm să ducem activitatea mai departe. Numai că nu vreau să vorbim de alte sectoare, dar în sectorul nostru tot ce am băgat în pământ, fie că sunt semințe, inputuri, muncă, din păcate pentru noi nu s-a mai întors înapoi prin producție și s-au obținut producții care sunt foarte, foarte mici. Sunt județe, Constanța, Dobrogea, Tulcea, Constanța, care n-au și ferme care n-au cules nimic și sunt în niște situații foarte, foarte complicate, fermieri. De asemenea, și celelalte județe, situațiile sunt asemănătoare, exceptând zonele unde punctual a mai venit câte o ploaie, câte un nor și a mai plouat și s-au mai făcut niște puțin grâu sau puțin porumb în anumite zone unde Dumnezeu a dat în repetate rânduri mai multe ploi. S-a ajuns în situația că niște fermieri, un grup de fermieri destul de mare organizați în județul Constanța să blocheze sau să încerce să atragă atenția autorităților că nu se mai poate. Și, într-adevăr, nu se mai poate. S-a zis și se mai zice peste tot că Alianța n-a făcut mare lucru. Eu o să număr de câte ori am făcut adrese la minister și cred că săptămânal ne-am văzut cu cel puțin un secretar de stat din Ministerul Agriculturii, dacă nu cu domnul ministru. Dar până să ajungem să numărăm aceste întâlniri, vreau să vă spun că pe subiectul ăsta absolut toate organizațiile au fost de acord că în zonele afectate grav de secetă trebuie să fie o compensare pentru anul ăsta, să găsim niște soluții, fie că sunt niște despăgubiri sau facilitate la creditare pentru viitor, pentru a putea trece cu bine peste această perioadă foarte, foarte, foarte complicată. Deja sunt multe facturi la trecute de scadență, nu la scadență, pentru că, de regulă, agricultorii plătesc după recoltatul grâului undeva între 15 și 31 august, prima scadență, și a doua scadență e undeva între 1 și 15 octombrie. Motiv pentru care de la începutul discuțiilor, care la prima adresă vine după 1 aprilie, ca să înțelegeți, pe 1 aprilie am scris și am cerut constituirea Comisiei de Constatare a Calamităților. Pe 2 aprilie am cerut o debirocratizare, pentru că era pandemie și toată lumea trebuia să știe că nu putem să ne ducem să stăm în apropierea cuiva și trebuia să comunicăm mai mult online, să comunicăm cu ajutorul mediului virtual. Pe urmă, pe 11, au mai fost niște adrese care nu au legătură cu seceta, pe urmă am vorbit despre secetă iar pe 11 mai, din ce în ce mai apăsat, pe 17 mai, adresă către Ministerul Agriculturii referitor la secetă, pe 13 iulie, pe 17 iulie, pe 24 iulie,
pe 25 iulie, pe 27 iulie, pe 28 iulie. Ne-am întâlnit inclusiv cu premierul la Palatul Victoria, lângă premier fiind ministrul finanțelor, care la vremea respectivă ne-a promis în fața tuturor organizațiilor și a celor care am fost atunci de față, că la începutul lunii august vor face o rectificare bugetară și cât de repede posibil vor fi banii ăștia către fermieri dați până la sfârșitul lunii august pentru a putea să fie folosiți la reluarea circului de producție. Noi, începând cu 20 august în perioada asta, în zona asta afectată de secetă, începem semnatul rapiței. Anul ăsta ne-a ajutat Dumnezeu că nu a fost cazul semnat în rapiță din cauza lipsei de precipitații. Ne-a ajutat în ghilimele, zic că până acum, la știrea mea, s-a semnat rapiță doar acolo unde fermierii au posibilitatea să irige și au putut să dea o udare de aprovizionare și să poată să semene. În rest, nu s-a semnat rapiță deloc. Sunt făcute vouchere, sunt în depozite semințele, mai semănăm probabil până pe 15 septembrie, dacă o fi cazul, cu speranța că, dacă va ploua, bineînțeles, că dacă nu plouă, nu are rost să semănăm, cu speranța că dacă începe să plouă, poate va ploua mai mult și vom putea să înființăm culturile cât de cât normal. Am vrut să aducem în fața opiniei publice aceste lucruri, pentru că noi, atunci când am constituit, și vreau să-l completez puțin pe domnul Arion, când am constituit alianța asta, am vrut din experiența anilor trecuți să nu ne mai ia separat pe câte unul, că așa se întâmplă. Vine un guvern, ia o organizație mai prietenă și o apropie de el și în felul ăsta, zice, când vrea să consulte cu publicul sau cu asociațiile, o cheamă pe aia care vrea să consulte și s-a consultat, bifează consultarea. Noi am zis că dacă ne facem alianță, vom fi consultați și vom fi în situația să putem să discutăm cu orice ministru, cu orice guvern, în orice situație, pentru că nu suntem noi cei care îi punem acolo, nici noi nu suntem cei care îi dăm jos. Așa că noi trebuie să avem capacitatea de dialog cu oricine este ministrul agriculturii în orice moment. Recunosc că am fost de fiecare dată bine primit și am fost ascultați cu privire la problemele noastre. Dar noi avem nevoie de soluții. Și nu știm din ce motive ordonanța de urgență a apărut și târziu și după ce a apărut, n-a apărut un monitor oficial. Este un semnal de alarmă, adică e un foc care a fost anul ăsta în Bărăgan foarte mare. Am încercat să inițiem stingerea lui de la începutul lunii aprilie. Suntem în septembrie și pompierii n-au venit la fața locului. Și trebuie să găsim soluții. Acum, anul ăsta este un an în care agricultorii trebuie să ajutați să treacă peste necazul ăsta. Sigur că sunt niște vârfuri în agricultura României care se pot descurca și singuri. Ca în orice domeniu sunt anumite, poate exagerez dacă zic că 5% din suprafață e în situația asta, dar marea majoritate a celor din zona afectată, nesprijiniți, nu vor trece peste această nenorocire de secetă. Sau vor trece, că de trecut trecem cumva, să fim sănătoși, trecem lăsând în urmă suprafețe nelucrate sau suprafețe lucrate cu tehnologii foarte subțiri. Și atunci nu mai avem niciun fel de așteptare în anul 2021 la cine știe ce producții. Ăsta e și motivul pentru care am vrut ca guvernul să ne fie aproape atunci când ne este foarte greu, că de altfel, tot timpul când avem de plătit taxe, ne este foarte aproape. Noi trebuie să spunem lucrul ăsta. Din afacerile pe care le avem, întotdeauna statul a câștigat cel mai mult. Eu niciodată n-am, din afacerea mea, n-am scos bani mai mult de jumătate decât am plătit, cel mult jumătate din cât am plătit statului. Și e firesc că atunci când ne vede că putem să nu mai mergem înainte, să încerce să ne treacă peste impasul ăsta. Deci, repet, am fost la Ministerul Agriculturii și cu domnul ministru am avut nenumărate întâlniri și de fiecare dată a
părut și cred că chiar a înțeles nivelul dezastrului. Din păcate, suntem în 2 septembrie, ordonanța de urgență e făcută acum 8 zile și din 2 și suntem după 8 zile cu ea neapărută în monitor oficial. La cât de urgent era să se întâmple lucrurile, trăgând de timpul ăsta pentru nu știu ce motive, că așa motive găsim întotdeauna să lungim boala, cred că face foarte mult rău. S-apropie și semănatul grâului. Dar până să semeni grâul, trebuie să faci prelucrarea solului, să pregătești, să-ți cumperi semințe, să ai toate cele necesare, îngrășăminte și tot ce trebuie. Avem în perioada asta o urgență care e și o problemă socială, de plată a rendei. Arenda, mulți oameni, mulți bătrâni, așteaptă arenda asta ca o completare a veniturilor și, practic, fermierii nu au de unde să plătească. Am încercat să amânăm, să facem o decizie cu privire la amânarea creditelor sau reeșalonarea lor. Sigur că punctual fermierii și-au rezolvat problema asta fiecare cu banca, unii dintre ei, dar noi am vrut să găsim o soluție pentru toată agricultura afectată de secetă. Din păcate, până la ora asta nu am reușit, deși am avut întâlniri și cu Ministerul Finanțelor și cu premierul. Acum, s-a întâmplat în 2020 ce s-a întâmplat. Noi trebuie să ne uităm că seceta s-ar putea să fie și la anul. S-ar putea să fie și la anul și sigur va fi în viitor și alte perioade de secete. Și legat de asta, ar fi de luat niște măsuri care am putea să le facem unele fără bani sau cu bani puțini sau cu bani de la fermieri și unele făcute temeinic, dar nu înainte de a discuta anumite lucruri. După părerea mea, primul lucru care se poate face destul de repede și fără bani este umplerea bărăganului cu perdere de protecție. Se discută de subiectul ăsta de vreo 20 de ani. Eu, în urmă cu vreo 12 ani, când eram președinte la APAR, am fost la Ministerul Mediului să cerem imperativ o soluție pentru implementarea unui astfel de program și acolo un secretar de stat la vremea respectivă ne-a spus că ei au un proiect care va face tot bărăganul să fie mobilat cu perdere de protecție. Proiectul era deja de vreo 6 ani în discuție, nu puseseră niciun metru de perdea de protecție și uite că au mai trecut 12 și nu știu pe undeva să fi pus statul pe perdea de protecție pentru a îmbunătăți condițiile de climă. Noi ne-am gândit că o soluție ar fi ca aceste perdele de protecție să fie considerate culturi agricole, să n-aibă regim silvic, că e o problemă de acord al proprietarilor și dacă ne pui să luăm acordul proprietarilor, este deja încheiată povestea, nu mai facem niciodată perdere de protecție. Din două motive. Una, că nu toți proprietarii mai sunt în țară, și al doilea, marea majoritate a proprietarilor nu au dezbătute situațiile succesorale și nefiind dezbătute succesiunile, nu au cum să ne dea acordul. N-are cine să ne dea acordul. Drept pentru care, dacă ar fi considerată o cultură agricolă, noi am înființat culturile astea și le-am desființat când omul și-ar cere pământul înapoi, cu riscurile care le-ar presupune acest lucru. Dar ca să riști lucrul ăsta, trebuie să ai și tu ceva pus în compensare. Și noi am cere ca pentru înverzire, hectarul ăla de pădure care îl înființez să fie considerat 3 hectare de pământ înverzit. Pentru că toate eforturile financiare ar putea fi în sarcina fermierului și în felul ăsta am putea să facem perdere de protecție în tot bărăganul, s-ar schimba și mediul în care trăim și e posibil să se schimbe și nivelul precipitațiilor. Pentru că noi, trăind o viață până în agricultură, vedem că pe lângă păduri întotdeauna sunt ploi mai consistente și cred că microclimatul are o importanță foarte mare în privința precipitațiilor. Sigur că se găsesc soluții dacă există voință, dar deocamdată
suntem aici, unde suntem. Despre irigații, ni s-a reproșat la un moment dat, la o întâlnire, și colegii trebuie să-și aducă aminte că apa pusă pe canale anul ăsta ar fi putut iriga 800.000 de hectare. Și întrebarea logică și firească este de ce, dacă trece apa pe lângă 800.000 de hectare, se irigă doar 200.000 de hectare. Și trebuie să ne întoarcem tot la lege. Dacă nu ne întoarcem la lege, nu putem să aflăm răspunsul. Răspunsul legat de lege este că sunt niște probleme legate de proprietate. Dacă eu vreau să fac o infrastructură secundară, să-mi aduc apa dintr-un râu sau dintr-un canal la terenurile mele, eu trebuie să trec o țeavă în pământurile tuturor proprietarilor din zona respectivă. Așa cum e legea acum, dacă o fac, o fac cu riscurile de rigoare și cu riscul ca într-o zi unul să ducă în pământul lui, să sape după țeava mea, să-mi o taie și să nu-i facă nimeni nimic. Că eu sunt ăla vinovat că am trecut în terenul lui. Mai e o problemă legată de contractele de arendă. Deci dacă te apuci să faci investiții în terenul altuia, investiții care nu sunt deloc mici, cu infrastructura secundară și cu instalații de udare, poate să ajungă undeva între 2 și 3.000 de euro în funcție de ce soluții se adoptă, atunci și fermierul trebuie să măsoare de 10 ori și să taie odată, că dacă face o investiție și se trezește cu unul din centrul solei că nu mai vrea să irige, practic el a făcut investiție degeaba. Deci, dacă vrem ca să facă investiții, trebuie să ne adunăm cu toții la o masă, să discutăm ce ne împiedică, ce legi ne împiedică și ce legi ne dă voie să facem acest lucru. Să discută de ani de zile despre posibilitatea de a lua apă din puțuri forate. Trebuie să lămurim odată pentru totdeauna și chestiunea asta, pentru că la momentul ăsta sunt ferme care și-au făcut puțuri forate, au autorizații, nu știu exact situația în care e, și ferme care ar vrea să irige, dar nu li se dă nimeni, nu le dă autorizație, pentru că le dă autorizație doar pentru prima pânză freatică, unde nu e apă suficientă, adică nu poți să urci cu apă dacă nu e suficientă apă. Și atunci trebuie lămurit. E voie pentru toată lumea sau nu e voie pentru nimeni? Că nu e nici normal ca unii să poate să ude și lângă ei să unii să n-aibă voie să ude. Nu știu cum să vă zic. Și e o chestiune care trebuie lămurită. Pentru că din ce știm noi pe sub Bărăgan, trece apă cam mai multă decât trece pe Dunăre și ajunge în Marea Neagră. Zice-se că s-ar putea iriga 500.000 de hectare din puțuri forate dacă am avea voie să folosim această apă. Ea e considerată rezervă strategică și nu ni s-a dat voie la folosirea ei. Pe de altă parte, și nu pot să nu spun lucrul ăsta, în condițiile de secetă de anul ăsta, dacă s-ar fi irigat 1.000.000 de hectare în România, cred că n-aveam apa necesară. Că chiar și la 200.000 de hectare au fost probleme în zonele irigate, că n-a venit apa la timp sau a venit apa greu. Dar dacă s-a irigat tot, ar fi fost probleme mult mai mari. Și trebuie să gândim soluții pentru viitor. Irigațiile și perderile de protecție pot fi parte a soluției. Noi, agricultura, aici trebuie să facem. De fiecare dată când se instalează câte un an de secetă, toată lumea cântă prohodul la tot Bărăganul. Secete au fost întotdeauna și vor fi și în continuare. Noi trebuie să încercăm să găsim soluții să nu mai fim mereu în situația asta de a nu trece după un an pe altul, că vine un an așa de greu. Și vis-a-vis de nivelul, și cu asta vreau să închei, și poate mai sunt întrebări la sfârșit, să las colegii mei să zică ce au de zis, vis-a-vis de nivelul pe care s-au gândit să facă despăgubirile, sigur că nivelul este unul foarte mic, care în unele locuri nu acoperă nici măcar arenda. Dar măcar banii ăștia, dacă îi bugetau și erau în conturile fermierilor până la data asta, își rezolvau unele urgențe cu ei și treceau peste o anumită perioadă. Rămâne să răspund la întrebări pe subiectul ăsta și pe orice alt subiect, la sfârșit, după ce prezintă și colegii mei celelalte probleme care le avem. Mulțumesc!
vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumim pentru modul în care vă aplecați asupra problemelor care grevează activitatea fermierilor, mai ales în acest an 2020, care este dominat de cele două fenomene importante, cel de COVID și fenomenul agroclimatic de secetă pedologică severă, dublat în ultimul timp de arșița atmosferică. Ne-am constituit împreună cele patru organizații în Alianța pentru Agricultură și Cooperare pentru a fi un partener de dialog și a reprezenta fermierii în problemele cu care se confruntă și în rezolvarea lor pentru a putea merge mai departe. Dialogul pe care l-am purtat atât în partea de guvern, Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, chiar domnul prim-ministru, cât și în ceea ce privește dialogul pe care l-am avut în Comisia de Agricultură, pe partea legislativă, în scopul promovării unor inițiative legislative și a corectării unor legi care trebuiau corectate pentru a face activitatea fermierilor mult mai corectă și îndreptată către viitor, către modernitate. Aspectele de secetă pedologică atrag după sine un impact financiar important în activitatea fermierilor. Acesta a fost unul din motivele pentru care Alianța pentru Agricultură și Cooperare a participat la suficiente întâlniri și videoconferințe cu reprezentanții ministerilor pe care am vorbit mai devreme, despre care am vorbit mai devreme, și am reușit pentru fermieri să realizăm o uniformizare a practicilor ANAF de control asupra ceea ce înseamnă cheltuielile pe care fermierii le-au efectuat cu producția în curs de execuție din anul trecut, din toamna anului 2019, cheltuieli pentru a înființa și a întreține culturile agricole de toamnă, precum și cele de primăvară, pe care le cunoaștem cu toții că sunt afectate de secetă, acele cheltuieli sunt deductibile din punct de vedere fiscal. Am obținut acest accept, avem o circulară transmisă în teritoriu din partea ANAF pentru a uniformiza practicile, pentru a nu pune fermierii în postura de a plăti impozit pe profit, pe pierdere. Anul acesta foarte mulți fermieri care sunt afectați de secetă nu au ce recolta sau recoltează foarte puțin, au făcute cheltuieli cu inputuri, cu forța de muncă, urmează apoi rate de plată, acestea sunt cheltuieli care trebuie să fie recunoscute de finanțe și admise în contabilitatea fermierilor, pentru că ele au fost efectuate în scopul obținerii de venituri. Nu este vina nimănui, cu atât mai puțin a fermierilor, că nu au un rezultat profitabil în acest an, pentru că modul în care seceta ne-a afectat activitatea își spune amprenta asupra rezultatelor financiare din acest an. Sub acest aspect, considerăm că avem o reușită a Alianței pentru Agricultură și Cooperare în dialogul pe care l-am avut cu Ministerul Finanțelor și ANAF, astfel încât această practică unitară este deja transmisă în teritoriu și din acest punct de vedere fermierii vor fi feriți de a fi executați de ANAF pentru ceea ce înseamnă cheltuieli cu producția în curs de execuție, cu pierderea pe care o realizează din păcate la culturile lor și vor avea dreptul de deducere și recuperare de TVA-ului aferent acestor cheltuieli cu inputurile pentru agricultură. Considerăm că este un succes al Alianței care trebuie subliniat și menținut ca atare și în continuare, pentru că este foarte posibil să ne lovim în continuare de ani secetoși, de ani problematici. Iar cheltuielile pe care fermierii le fac în fermelor pentru activitățile lor sunt cheltuieli efectuate pentru obținere de venituri, pentru a-și menține forța de muncă, pentru a se dezvolta pe mai departe. În paralel cu această realizare, am avut suficiente discuții și întâlniri cu mediul bancar. Discuții purtate la sediul Ministerului Agriculturii, pentru care mulțumim pentru găzduire și mediere. Pentru că în acest an, foarte greu, avem rate de plată la credite, la furnizori, la leasing-uri pentru investiții. Am avut aceste întâlniri și am solicitat o amânare, nu o suspendare, o amânare, o reeșalonare a ratelor pe care fermierii le-au scadente în perioadele iulie-august, respectiv septembrie-octombrie, pentru că în toți anii precedenți fermierii
au fost cei mai buni platnici în relația cu băncile și cu finanțatorii. Dacă ne uităm pe o statistică, vom vedea că fermierii au cea mai mică rată de neplată. Fermierii sunt cei care au atras suficiente fonduri europene și observăm cu toții atenția băncilor către fermieri pentru a sprijini investițiile care s-au realizat. Suntem parteneri în această afacere cu toții, iar în acest an în care am fost afectați, am solicitat la întâlnirile pe care le-am avut o prelungire, o amânare, o reeșalonare a acestor rate în condiții care să nu afecteze bonitatea bancară a fermierului, să nu fie declasat ca și clasă de bonitate bancară și să ajungă apoi la niște costuri de împrumut mult mai mari, dar în același timp și băncile comerciale care au finanțat fermierul să nu fie obligate să constituie provizioane de riscuri pentru credite date cu risc în agricultură. Cu regret vă spun că la întâlnirea la care BNR-ul a lipsit sistematic și la ultima întâlnire am avut o surpriză neplăcută, să constatăm că BNR-ul nu găsește o soluție de a transmite către mediul bancar o soluție de eșalonare a acestor credite fără să greveze fermierii și băncile comerciale. Există soluții punctuale adoptate de anumite bănci comerciale cu anumiți clienți fermieri, dar alea sunt picături. În acest an greu avem nevoie de un sprijin total, legal, legiferat și asumat de BNR, implicit de Ministerul Finanțelor. Până la ora actuală acest lucru nu s-a întâmplat. Am fost doar parteneri de discuții și atât. Rezultatele nu au venit. Motivații de genul există la nivel european, la nivelul Asociației Europene a Băncilor. Derogări doar pentru partea de COVID sunt justificate până la jumătate. Agricultura și fermierii din România nu sunt afectați atât de mult de COVID, cât mai ales de secetă. Și am solicitat ca pentru secetă să fie dată această derogare la nivel intern, național. Dacă Europa nu se confruntă cu seceta, nu înseamnă că România nu trebuie să ia măsuri pentru a-și ajuta fermierii care an de an au produs și au adăugat valoare acestei țări. Era momentul în care trebuiau să se aplece asupra noastră și să găsească această derogare și acest sprijin pentru a putea să fim în continuare în picioare, să ne ducem afacerile mai departe, salariații, arenda și să fim un bun contributor către bugetul statului, redistributori, dacă vreți, de sume pentru celelalte activități naționale, educație, sănătate, apărare și mai departe. Cu dezamăgire spun că la ora actuală avem un răspuns în continuare negativ, mai precis o lipsă de răspuns, și acesta este unul din motivele pentru care am vrut să fim aici în fața dumneavoastră, pentru a ne face auziți că suntem parteneri de dialog, dar până la un punct putem să admitem niște lucruri că pot întârzia. Mai departe, este prea târziu și unii fermieri vor fi îngenunchiați și nu putem controla anumite reacții care le pot avea. Dacă lucrurile nu se înțeleg în acest moment, atât în partea ce înseamnă despăgubirea de secetă, care trebuiau să vină, pentru că ele servesc mai departe ca o bază de finanțare atât pentru bănci. Ele vor vedea un semnal în statul român, iată, statul român e alături de fermieri și din sumele respective stabilite și comunicate, statul român acordă o sumă, eu, bancă, pot să-l finanțez pe fermier până la anul la noua recoltă cu altă sumă, astfel încât activitatea de producție să poată fi reluată. Agricultura într-o activitate continuă, nu se oprește niciodată și este nevoie de alocări financiare în orice moment. Un stop într-o perioadă în agricultură înseamnă stop pentru activitatea acelui fermier. Îi reprezentăm pe toți, mai capitalizați, mai puțin capitalizați, dar suntem fermierii care în vegetal creăm producția care este necesară atât pentru prelucrare cât și pentru sectorul zootehnic. Suntem aici alianță, patru asociații care reprezentăm multisectorial agricultura și colaborăm între noi și suntem la aceeași masă și am fost la aceeași masă de dialog cu factorii guvernamentali și politici și așteptăm din partea lor rezultate concrete. Este 2 septembrie, ordonanța privind despăgubirile nu a apărut, ne-am întâlnit cu domnul premier în 2 iulie, este nepermis să se întârzie atât de mult, nejustificat, după ce
câteva luni de zile am fost, până la urmă, purtați doar la discuții. Ni s-au arătat sume, ni s-au stabilit niște sume. Astăzi nu vedem nimic. Este dezamăgitor. Să sperăm în ceasul al 13-lea că se mai poate întâmpla ceva pentru a transmite un mesaj de concretețe și un rezultat clar pentru fermieri că își vor primi banii pentru a putea să-și rezolve o parte din problemele pe care le au. Eu vă mulțumesc și ne auzim mai târziu la conferință pentru întrebări. Îmi dați voie să merg la pupitru? Nu pot să stau. Bună ziua! Bine ne-am întâlnit. Numele meu e Nicu Vasile. E mai dificil, știți. Aseară am stat și m-am tot gândit ce la această întâlnire cu noastră. Aveam foarte multe, toți patru aveam multe subiecte de discutat. Am zis să ne oprim la câteva subiecte. Sau că nu să tragem o mică concluzie, urmând pe urmă să le discutăm cu dumneavoastră. Le-am pus pe ordine. Aseară. Dați-mi voie să vi le spun și dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, acum 8 luni, după ce terminasem cu bine și cu speranță campania de toamnă, mă uitam pe rezultatele unui barometru privind starea economiei din România, al cărei concluzie era că anul acesta, adică în 2020, cele mai mari provocări pentru mediul de afaceri, deși pentru noi, cei din agricultură, ar fi fost criza forței de muncă, accentuarea inflației, o eventuală depreciere a monedei naționale și extinderea blocajului financiar. Cu lipsa forței de muncă au nimerit-o cei care au făcut cercetarea respectivă, numai că nimeni nu s-a gândit la două adevărate catastrofe care ne-au lovit în ultima vreme. Pandemia provocată de coronavirus și seceta crâncenă care ar putea pune capăt multor afaceri în agricultură. Cu pandemia ne descurcăm cu responsabilitate și reguli. Seceta însă este cea care ne-a dat mari dureri de cap, iar mulți dintre noi nici acum nu au găsit o soluție viabilă la problemele apărute. Sigur, ne putem gândi că tare bine ne-ar fi fost dacă ar fi fost toată România irigată sau dacă ar fi existat un fond mutual, ori dacă toate culturile care au avut de suferit ar fi fost asigurate. Despre fondul mutual nu are rost să reînviem acum discuția, iar cu asigurările e altă problemă. Sunt uneori costisitoare, iar la despăgubire s-ar putea să nu primești adevărata valoare a pierderilor. Așa că, deocamdată, pentru mulți dintre noi, speranța unei reveniri financiare după gravele pierderi stă în acțiunile guvernamentale, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Este rău însă că după atâția și atâția ani de democrație nu am învățat să facem, să dezvoltăm și să aplicăm strategii economice naționale. Muncim precum meșterul Manole. Ce construim ziua, ne dărâmă noaptea. Ne dărâmă noaptea. Da. Știm din declarațiile premierului Orban că schema de stat pentru despăgubirea producătorilor agricole din sectorul vegetal, ale căror culturi din toamna anului 2019 au fost afectate de secetă, a fost aprobată deja de Comisia Europeană. Mai știm că valoarea maximă a sprijinului pe care ar urma să îl primim în septembrie, destul de târziu, după părerea mea, și nevoile agriculturii, ar putea să ajungă la 925 de lei pe hectar. Din calculele făcute în biroul Ministerului Agriculturii, am aflat că această despăgubire va acoperi 40% din cheltuielile eligibile pentru fiecare cultură, cu condiția ca suprafața calamitată să fie de peste 30%. Și mai știm că valoarea totală a ajutoarelor este prevăzută la 850 de milioane de lei, deși anterior, Ministerul Agriculturii propusese o finanțare de peste 1 miliard. Asta înseamnă că banii ar ajunge pentru ceva peste 34.600 de fermieri, pentru o suprafață afectată de aproximativ 1,16 milioane de hectare,
În realitate știm cu toții că datele sunt oarecum altele, dar pentru atât ajung probabil banii în această perioadă. Rămâne să vedem cum ne descurcăm în perspectiva anului viitor, an agricol, cu bani puțini și datorii mari. O să o scoatem noi la capăt, doar că sugerez o schimbare de atitudine și mod de acțiune, pentru că tot am alcătuit Alianța pentru Agricultură și Cooperare. Nu mi se pare normal să așteptăm un ajutor din partea autorităților și poate că ar trebui să facem mai mult pentru a ne ajuta și singuri. Dar sigur că un sprijin din partea statului în anii grei este binevenit, pentru că statul încasează mulți bani din munca noastră, dar poate că a venit vremea să devenim cu adevărat puternici, să determinăm noi apariția unor legi care să ne fie cu adevărat de ajutor. Să fim în stare să ne sprijinim singuri în vremuri ca cele din de acum. Asta înseamnă însă mai multă unitate de acțiune, nu doar la nivel de declarații, declarativ. Da. Vă rog acum să-mi permiteți pentru scurt timp să abordez și problema forței de muncă în agricultură. Problema eternă și care pare a deveni tot mai gravă în fiecare an. Aici nu găsesc nicio vină celor ce fac agricultură, pentru că noi suntem cei care angajăm și plătim, doar că nu prea avem ce. Sistemul ajutoarelor sociale promovat cu generozitate ne-a adus în situația să nu mai găsim pe cine să angajăm. În acest fel, criza forței de muncă din România se simte acut și în agricultură, mai ales că, spre deosebire de alte sectoare ale economiei, forța de muncă din agricultură are un nivel ridicat de îmbătrânire și un nivel redus de pregătire profesională. Și cu toate eforturile noastre și cu dezvoltarea parteneriatelor educaționale pe care le avem, tot nu a rezolvat această mare problemă. Iar soluția nu stă în puterea noastră câtă vreme statul încurajează uneori nemunca, prin plata unor ajutoare sociale discutabile de multe ori. Știm cu toții cât de greu este să găsești oameni pregătiți sau chiar zilieri, când ai nevoie, și mai ales cât de greu este să îi păstezi o mai lungă perioadă de timp. Mirajul banilor câștigați, chipurile mai ușor în statele vestice, ne dă mari bătăi de cap și așa o să fie și în continuare. Am cerut executivului să extindă grila de impozitare a salariilor în agricultură, precum în sectorul construcțiilor. Modalitate care ar stimula și tinerii să rămână la sat. Am stopat migrarea forței de muncă de la sat la oraș, iar economiile la nivel bugetar ar fi însemnate prin creșterea competitivității naționale. România e o țară preponderent agrară, furnizoare de materii prime și forță de muncă, pentru alte economii foarte bine structurate, care pentru noi ar trebui să fie un model privind dezvoltarea în amonte și naval a agriculturii. Lipsa cronică a forței de muncă înseamnă direct, o știm cu toții, riscul deprecierii unei mari cantități de produse cu pierdere însemnate pentru fermieri, și în cultura mare și în zootehnie. Și așa cum va fi pe mai departe, câtă vreme statul român plătește în fiecare an ajutoare sociale în valoare de multe milioane de euro, iar uneori beneficiarii lor vin să-și încaseze banii în mașini de lux. Sau spun că amețesc dacă se apucă de muncă. Amintiți-vă numai de celebrul caz al comunei Cătane din județul Dolj, unde jumătate dintre locuitori, adică puțin peste 1000, erau beneficiarii de ajutoare sociale și nici nu dădeau semne că ar dori să-și găsească ceva de muncă. S-au umplut satele românești de pensionari pe caz de boală, așa cum a fost cazul comunei Probota din Iași, unde aproape toată lumea este pensionată pe caz de orbire, fără ca asta să îi împiedice pe mulți să conducă mașinile sau tractoarele. În acest caz, cu largă generozitate a autorităților, nu o să fie rezolvată niciodată problema lipsei forței de muncă în agricultură. Ce folos că jumătate din populația țării locuiește la țară și o treime trăiește din agricultură? Câtă vreme statul nu schimbă optica și modul de acțiune în domeniul ajutoarelor sociale, noi o să rămânem cu această problemă. Asta dacă nu o să aducem lucrători din Vietnam sau de pe aiurea. Nu? Să nu uităm că ne așteaptă noi provocări anunțate de viitoarea politică agricolă comună, între care și creșterea procentului de culturi ecologice în totalul agriculturii. Știm cu toții însă că în agricultura ecologică necesarul de forță de muncă este mai mare decât în agricultura convențională. Nu știm însă de unde o să luăm lucrători de care avem nevoie și ce se va întâmpla cu agricultura României, ținând cont că România în clipa de față nu are o politică demografică coerentă. Mulțumesc! Iar apropo de ce spunea puțin mai devreme colegii mei, domnul Sitaru și domnul Băluță, legat de irigații și de pierderile forestiere.
Aici aș vrea să atingem și subiectul contractelor de arendă. Din moment ce fermierul face o investiție pe sisteme de irigație, ar trebui contractul de arendă să fie minim pe 15-20 de ani. Perdele forestiere și toate celelalte lucruri. Dar să tratăm, din punctul nostru de vedere, agricultura ar trebui să meargă în CSAT. De ce? Este sector strategic național. De aici trebuie să plecăm, fără doar și poate. Mulțumesc frumos! Și pentru că alianța nu înseamnă doar vegetală, înseamnă și zootehnie, să știți că în această perioadă nu am abordat doar problemele vegetalului. Este foarte adevărat că acest lanț trofic din agricultură începe cu ferma vegetală. Însă, la fel de afectați de secetă sunt și colegii noștri din zootehnie, la fel de afectați sunt și ei de COVID, la fel de afectați sunt și ei și de problemele pe care de cele mai multe ori ni le facem singuri, adică ni le facem noi românii. Pe ultima sută de metri, așa cum știți și dumneavoastră ați relatat de fiecare dată, Parlamentul de data aceasta a României s-a gândit să adopte acea lege a mirosurilor. Și știți și dumneavoastră, la fel ca și noi, că a fost votată aproape în unanimitate. La o întâlnire pe care am avut-o cu unii parlamentari, am pus această întrebare. Cum ați decis să votați această lege? În necunoștință de cauză? Iar unul dintre dumnealor mi-a răspuns foarte sincer, zice, domnul Arion, să știți că am votat chiar în necunoștință de cauză. Acea lege a trecut fără să o dezbatem. Doar am votat, atât. La insistențele dumneavoastră am luat legea și am citit-o și am văzut că într-adevăr este aberantă. Ok, haideți să o amendăm. Și ne chinuim în ultima perioadă să amendăm această lege. Fermierii sunt foarte speriați, majoritatea dintre ei se gândesc dacă să facă investiții în continuare sau nu, pentru că lângă ei au ajuns cartierele rezidențiale. De fiecare dată, mai ales în organizația pe care o conduc, am avut nenumărate solicitări să preluăm aceste probleme și să le expunem decidentului public. Gândiți-vă că dacă se închide din cauza legii mirosurilor o singură instalație de neutralizare, pe lanț se închid abatoarele, iar fermele de avicola, în special, rămân cu marfa pe stoc. Marfa lor pe stoc înseamnă animale vii. Animalele vii nu pot fi ținute pe stoc. Vom expune în perioada următoare decidentului public, și aici mă refer și la guvern și la Parlament, necesitatea schimbării acestei legi aberante. Știm cu toții că orice lege într-o democrație sănătoasă, orice lege vine în sprijinul cetățeanului și nu împotriva cetățeanului. Cetățeanul nostru de azi este fermierul care investește. Trebuie să-l privim ca pe un investitor, fermierul român, și nu ca pe oricare altă entitate, și să decidem fără a-l consulta, chiar și acea consultare simulată, dacă vreți, dar tot trebuie făcută acea consultare. Așa ne-am trezit și cu acel ordin pe incendii, că trebuie să facem contracte cu servicii publice de servicii private de stingerea incendiilor, dar acestea nu există și era într-adevăr aberant, numai că acela s-a putut abroga și aici a fost un sprijin concertat și din partea dumneavoastră, și din partea noastră, și din partea fermierilor și s-a reușit acest lucru. Sperăm în continuare să avem puterea să trecem peste toate aceste mici șicane, le spunem noi, dar au impact foarte mare asupra activității noastre. Impact asupra activității noastre are și ceea ce s-a întâmplat ieri. Ieri pe OIPA Cereale a avut loc o întâlnire unde știm cu toții de fapt că un rău nu vine niciodată singur. După secetă, fermierii au avut încheiate contracte în avans, așa cum le știm toți, cu toții. Azi au început să fie executați fermierii și cu toții au cerut fie forța majoră, au invocat forța majoră, numai că n-au putut să obțină documente pentru forța majoră, pentru că aceste documente nu întâmplător pot fi obținute de la Camera de Comerț și Industria României, unde Camera de Comerț și Industria României nu are azi experți pe agricultură care să constate o calamitate în agricultură și să
să poată să își dea cu părerea și cu acordul pe un document, să elibereze acele documente de forță majoră, avize de forță majoră. Astfel, fermierii nu pot invoca în contractele lor acele articole de forță majoră să intre într-o renegociere cu partenerul lui comercial. De cele mai multe ori, să știți că nu au fost răuvoitori partenerii noștri comerciali, ci au spus pur și simplu, invocați forța majoră. Ca să invoci forța majoră, ai nevoie de un document care îl emite doar Camera de Comerț și Industria României. Noi milităm pentru ca aceste documente să fie, așa cum spune și legea și în codul civil, aceste documente trebuie să fie emise de o autoritate a statului. Nu poți să lași la latitudinea unui ONG să emită un document care trebuie emis de statul român. Fie revenim asupra deciziei de a da dreptul camerelor de comerț să emită acest document, fie procesele verbale de calamitate le instituim cu forță majoră, să aibă drept de forță majoră. Ce se întâmplă? Nu anulăm plăți cu aceste documente de forță majoră, ci pur și simplu vrem să intrăm într-o negociere corectă cu partenerii noștri comerciali. Nu avem această posibilitate. Ieri la întâlnirea de la OIPA, pentru că o parte din organizațiile noastre sunt membre și acolo și reprezentăm fermierii, am insistat pe schimbarea contractului cadru și am cerut aceste lucruri și bineînțeles că am fost apostrofați de la procesatori, traderi și așa mai departe, de toată lumea, seceta nu este forță majoră. Trebuie să dăm definiția secetei, să vedem că este un fenomen climatic la care nu ne putem opune. Nu am găsit înțelegere și am spus că vom face în continuare demersuri și fie vom boicota de acum încolo, dacă este nevoie, toate întâlnirile până obținem acest lucru. Nu se poate să nu instituim cu forță majoră un fenomen natural căruia nu ne putem împotrivi. Și avem nevoie în următoarea perioadă și de sprijinul dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc. Vreau să mai zic ceva înainte să răspundem la întrebări. Un lucru care mi-a scăpat. Am spus la început că fermierii din Constanța, ajungându-le cuțitul la os, au ieșit în stradă cu tractoarele. Nici fermierii, membrii al organizațiilor, nu pot spune că nu le-a ajuns cuțitul la os. Dar noi până acum am tot îndemnat la calm și să găsim soluții care să fie negociate, că cele mai normale soluții ar trebui negociate cu decidenții politici. Sigur că există o nervozitate în tot mediul agricol legat de acest subiect și că noi organizațiile am ținut cât am putut până acum ca dialogul să fie cel care să aducă liniște și să aducă continuitate în afacerile noastre. Dar cred că cu cât ne apropiem de perioada semănatului, cu atât va fi presiunea din ce în ce mai mare și dacă, eu știu, până la jumătatea lunii ăștia, cât de repede posibil de acum încolo nu se va vedea că există bunăvoință și vom fi ajutați să trecem peste greutățile astea, probabil că vom adopta și alte forme de protest. Nu am insistat, dar vreau să aduc aminte că și culturile înființate în primăvară sunt în aceeași situație în zona afectată de secetă. Seceta pedologică le-a afectat și pe ele puternic și pot să vă spun din fermă de la mine că am cules până acum vreo 400 de hectare și cu media sunt sub 2 tone. Ceea ce pentru ferma mea nu am mai avut situația asta nici măcar, cred că, în 2007. E complicat și eu sunt unul din fermierii care, de bine de rău, am mai cules câte ceva, dar am vecini care n-au cules absolut nimic, au băgat combine doar să elibereze terenul. Și de asta zic și vreau să întâlnesc lucrul ăsta că există destul de multă agitație între membrii noștri. Vor să facem ceva, noi sperăm încă, nu e prea târziu, ca decidenții să ia măsurile care să ne țină pe lumea de plutire, în așa fel încât să ne continuăm activitatea. Mulțumesc! Uh,
În încercarea de a discuta inclusiv azi cu decidenții publici, pe ultima sută de metri am cerut lămuriri pe ordonanța de urgență, de ce nu este publicată. Nu am primit niciun răspuns. Acum am primit un mesaj pe telefon, de aceea mă uitam pe telefon. Se pare că vom primi în direct răspunsul. Avem vizita a unui demnitar. Să sperăm că ajunge la timp până se termină. Dacă aveți întrebări. Uite un microfon, dacă... Viorela Petulicea, Agrostandard. Domnul Sitaru, sunteți de atâția ani în mediul acesta asociativ. Ați mai avut o situație atât de grea, mai ales în relația cu autoritățile? Adică vă promit și chiar nu se întâmplă nimic? Da, am mai trecut prin perioade grele și până nu s-a ajuns la niște forme de protest mai puternice, nu s-au rezolvat probleme și e posibil și sper să, ca de data asta să nu ajungem acolo. Și mă bazez și pe faptul că, an electoral fiind, poate că se gândesc și la faptul că sunt votanți și în zona asta agricolă și că poate că e bine să aibă în vedere toată populația, să vadă că la anul avem nevoie și la anul de pâine și de grâu și că dacă vrem să o avem, trebuie să mai și semene cineva. Deci au fost situații complicate. Dusul ăsta cu vorba a fost practicat de mai multe guverne, indiferent de culoarea lor politică, dar acum chiar este o situație foarte, foarte complicată, pentru că zona afectată este foarte întinsă și oamenii sunt în pragul disperării. Sunt foarte, foarte multe ferme din zona asta care n-au cules practic nimic, sau au cules 200 de kilograme de produse de proastă calitate, mai mult praf decât cereale. Fermierii din Constanța au cerut să fie declarată zonă calamitată. Nu știu, se impune pentru mai multe județe, la nivel de țară, care e situația? Noi am cerut, Alianța întotdeauna, am cerut ca acele procese verbale constatate de niște comisii instituite de către statul român să fie considerate ținând locul forței majore, adică da, asta trebuie să fie instituit printr-un ordin sau printr-o lege, printr-o ordonanță de urgență sau lege, că nu poate să se întâmple pur și simplu. Noi am zis, bine, a constatat o comisie că a fost afectat în proporție de 90-100% cultura respectivă, ce mai m-a trimis la alte autorități, mai ales pe pandemia asta, să stau la rând, să depun hârtii, să obțin certificat de forță majoră, când eu am un proces verbal semnat de vreo 5 și membri ai unei comisii instituite de statul român, care recunosc cu fotografii, cu GPS, localizare, așa, că a fost secetă. Dar sunt atâtea metode moderne acum, se poate vedea din satelit, se poate vedea pe orice cale că situația a fost și este foarte, foarte complicată. Și repet, pentru culturile înființate în primăvară, avem doar o vagă promisiune că la rectificarea din octombrie se va lua în discuție vreo posibilitate de despăgubire. Dar nu avem niciun fel de certitudine că lucrul ăsta se va întâmpla. Și sigur că au venit comisii, au constatat, dar vom vedea ce vrei de făcut. Acum să vă mai întreb, care ar fi termenul până la care mai așteptați răspunsul autorităților? Nu știu, noi trebuie să începem să semănăm grâul înainte de începerea lunii octombrie. Noi până la
până la jumătatea lunii septembrie ne trebuie banii ca aer, adică cred că în termen limită e dat de, da, apare azi în monitorul oficial ordonanța de urgență, în 10 zile depunem cererile, maxim la 15, 17, 20 septembrie trebuie să avem bani în cont, că altfel riscăm ca semănatul să nu se mai întâmple, adică să nu aibă resursele necesare cu care să poată să facă activitatea asta. Eu aș vrea să fac o precizare. Ordonanța de urgență privind despăgubirile pentru secetă se notifică Uniunii Europene, se primește o decizie de la nivelul Comisiei Europene pentru aprobarea plății ajutorului de stat pentru despăgubiri de secetă. Pentru că această ordonanță de urgență să poată fi valabilă și sumele să poată fi plătite, este nevoie ca statul membru, în speță România, să declare starea de forță majoră de calamitate. Aceasta este în spiritul orientărilor UE 2014-2020, capitolul 1.2.1.2 de tehnică legislativă. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci fermierii vor avea posibilitatea, beneficiind de OUG, forță majoră, să-și poată renegocia contractele. Vă mulțumesc! Gabriel Tedescu, unde se pară ați prezentat situația mai gravă din acest an, dar probleme legate de secetă și de producții l-ați avut și în alți ani, să zicem în 2007-2008, nu așa de grav. Ați spus că nu știți cum se va încheia pentru mulți fermieri acest an și nici ce va fi anul viitor. Prima întrebare. Aveți o situație a celor care ar putea să intre în faliment, putea să închidă afacerea, sunt sub acest risc? Și a doua întrebare, vă rog. Până acum se pare că a gestionat destul de bine afacerea dumneavoastră în condiții dificile. Se pare că ceea ce vă încurcă foarte tare este legislația proastă și neadaptată, care vine din urmă. Mă refer la legea asigurărilor și la legea AML. Lăsând la o parte specificul activității dumneavoastră, aceste întâlniri, ați insistat, ați discutat despre modificarea acestor legi în sensul adaptării, cel puțin la nevoile din teren, le spuneați mai devreme, ca să beneficiem de irigații și așa mai departe. Pentru că despre modificarea acestor legi, asigurare și arendă se discută, știu eu, de peste 15 ani. Mulțumesc! Da. La prima întrebare, așa cum am zis și la început, după părerea mea, peste 90% din suprafața agricolă din zonele afectate, în zona asta, există riscul ca să nu poată fi reluat ciclul sau să fie reluat în condiții foarte proaste. Asigur că diferă de la fermă la fermă, de la fermier la fermier, cât de bine a fost capitalizat din anii de urmă, ce producții, ce bani și-a mai pus deoparte ca să treacă peste un astfel de cataclism. Dar au fost și sunt foarte puțini fermieri care pot reprezenta din suprafața afectată maxim 10% din suprafață, care să zicem că s-ar putea descurca în condiții așa grele. Dar marea masă a fermierilor nu se poate descurca așa. Despre gestionarea riscurilor am avut nenumărate discuții, nenumărate întâlniri, din păcate nesoluționate în niciun fel. Așa cum ziceți și dumneavoastră, despre asigurări și despre fond mutual s-a discutat în repetate rânduri. De fiecare dată când s-a încercat formarea acestui fond mutual, am avut impresia eu și nu numai eu, poate, că au fost oameni care s-au văzut de la început, și-au văzut schema, și-au văzut salariul, și-au văzut... Niciun caz n-a fost pus în centru chestiunii ăștia fermierul și nevoia lui de a fi trecut peste astfel de momente. Trebuie să găsim o soluție, să nu fim puși în situația din anul ăsta să tot întindem mâna și să pară că cerem niște bani care, practic, vin de la bugetul de stat, care buget e alimentat și de noi în anii normali. Și gestionarea riscurilor trebuie să se facă cumva și am tot încăutat scheme, suntem în discuții și cu asiguratorii să găsim soluții, pentru că, spre exemplu, anul ăsta au fost doi asiguratori care au asigurat seceta. E posibil că la anul să nu mai fie niciunul, pentru că asigurându-se doar din zonele strict
afectate de secetă și pentru ei lucrul ăsta e o afacere și dacă nu e o afacere care le aduce plus valoare, nu o mai fac. Și e posibil ca la anul să retragă aceste scheme de asigurare și să ne trezim că nici măcar puținul ăsta care a fost asigurat anul ăsta, probabil la nivel de 200.000 de hectare, ceva de genul, nu va fi la anul făcut pentru că nu vom mai avea cine să facă, pentru că dispersia asiguraților nu a fost făcută. Și noi am zis că normal ar fi să găsim o formă prin care să fim asigurați și suntem în discuții și cu mai multe societăți de asigurare, să vedem care ar fi calea prin care să asigurăm și seceta și să găsim o soluție prin care să ne ajutăm singuri, să nu depindem de altcineva. Încă n-am găsit această soluție. Despre fondul mutual, am zis, am pus-o pe toate părțile. Până la urmă, cred că ar trebui să începem prin a ne ajuta singuri. Adică, băi, ia să-mi permită fiscal guvernul să duc în fiecare an o limită de sumă pe fiecare hectar al meu, pe care să nu-l gestioneze nimeni, să-l gestioneze singur, ca atunci când ajung într-o situație de asta, să zic, uite, dăm banii, că am ajuns, constatat de o comisie, am ajuns în situația asta, dăm banii înapoi și atunci când îi duc la Ministerul Finanțelor, să zicem, să fie considerată cheltuială, când îi întorc înapoi, să fie considerat venit. Și lângă banii aia, dacă se poate, ca la fondul mutual să vină și comunitatea europeană, să găsim o soluție prin care atunci când ești afectat, pe lângă banii care ți-ai pus tu departe ca să ajungi să te ajuți singur, să zic așa, să mai vină comunitatea cu o sumă care să o completeze, să treci pârleazul, să treci hopul ăsta mare. Pentru că în viitor vom avea în continuare secetă și în viitor nu văd în ritmul în care să refac sistemele de irigații prea curând rezolvarea acestei probleme în zonele afectate de secetă. Are o componentă europeană, 40-60% contribuție. Pentru, cel puțin pentru mine, care nu particip la discuțiile dumneavoastră în Parlamentul din Comisia de Agricultură, foarte pe scurt, ce se întâmplă, cine ce vă spune când le spuneți problema că ar trebui schimbată legea arendei? Ce vă răspund? Mai concret, ce vă răspund? Nu se poate schimba. E o lege pentru 1000 de ani de aici înainte. Nu am niciun interes. Care e relația? Efectiv, ce vă răspund? Eu pot să recunosc că la nivelul Comisiei de Agricultură de la Camera Deputaților, cu care am avut ultimul timp și ultimii ani mai multă deschidere, indiferent cine a condus această comisie, am avut mereu ușa deschisă și am fost ascultați. Din păcate, lucrurile astea nu s-au transpus nici în legislație din vari motive. Întâi că una din marile probleme ale nostru, ale mediului economic din România, este legislația foarte, foarte stufoasă în care ne-am încălcit în ea. Pentru că sunt sute de legi pe un anumit domeniu care guvernează afacerile noastre. Adică la mediu sunt 178, mi-a spus directorul de la Slobozia, la mediu. Dar la finanțe vor fi și acolo, vor 200, la ITM vor fi protecția la Inspectoratul Protecția Muncii, vor fi și acolo niște sute de legi și în toate domeniile, în așa fel încât ori noi suntem puși acolo să facem agricultură sau să studiem toată ziua numai legi. Adică noi am cerut întotdeauna o simplificare a legislației în așa fel încât un format A4 să poată să spună ce ai voie și ce n-ai voie să faci. Că altfel, orice control îți vine în fermă, poate să te facă dintr-un fermier onest care vrei să faci producție agricolă în țara asta, să te facă un infractor. Și despre contractele de arendă, ce nemulțumiri avem? Avem nemulțumiri că TVA-ul, spre exemplu, e considerat cheltuială, nu e deductibil la arendă, că aceste contracte de arendă, deși sunt titlurile executorii și noi, indiferent cum suntem, trebuie să plătim arenda că nu avem încotro, lucru care într-o anumită perioadă era justificat de faptul că destul de multe societăți nu plăteau arenda și a fost în sprijinul arendașilor și l-a instituit
contractul ăsta cu titlul executoriu, dar între timp, un mecanism al pieței a reglat lucrul ăsta. Concurența a reglat neplata arendei. Cine nu plătește arenda dispare din piață. Nu mai e milă în piață la treaba asta. Dar tot atât de adevărat este că un contract de arendă făcut, pe 5 ani, pe 10 ani, e destul de ușor de anulat și din alte motive decât ale legale. Vine, eu am pățit de mai multe ori să vină oameni care, marea majoritate, sunt cu vârste foarte înaintate, să zică, maică, mi-a zis, s-a întors copilul din Spania, știu că mai am contract pe 8 ani, dar trebuie să-i dau pământul că n-are ce face. Și trebuie să înțelegi așa, dar dacă te apuci de investiții, cum mai faci? Că omul care vine în Spania s-ar putea să vrea și locul unde îl are. Și ce te faci atunci? Și de asta noi am cerut să găsim o formulă prin care, pe de parte, să fie protejat și proprietarul, dar și cel care investește trebuie să fie protejat. Că altfel este la îndemâna oricui. Nu faci investiții. Și de asta suntem în situația în care suntem. Noi am mai propus și ani de zile am vorbit, de câte ori am avut ocazia, ca odată cu cadastrarea terenurilor să fie făcută o reformă a proprietății. Dacă făceau reforma proprietății, comasau toate terenurile și ca orice reformă puteau să pună un zăhărel. Adică toate pământurile noastre sunt categorisite în mai multe categorii de folosință. Dă-i, domnul ăla cu cel mai puțin pământ locul cel mai bun. Și încep de la cele mai mici suprafețe cu terenurile cele mai bune, că ăla care are spalața cea mai mare își va da silința și le va folosi și pe alea mai proaste, mai bine decât le-a folosit. Și găsim o formulă de asta. Și atunci ar fi rezolvat foarte multe lucruri reforma asta a proprietății. Întâi și întâi că pe statul nu ar mai fi costat atât de mulți bani cu cadastru, că una e să faci cadastru la, nu știu, la un titlu la 20 de bucăți, să nu uităm că s-a trecut până două succesiuni până acum, și una e să fi luat toate suprafețele care le are la momentul ăsta un proprietar și să le fi pus într-o anumită ordine în câmp. Sigur că vor fi exista discuții, dar dacă ai fi pus ceva în chestia asta, cred că s-ar fi putut întâmpla. Decidenții zic că e imposibil, că sunt cadastrate, că sunt, dar în toată lumea civilizată, când au vrut să facă câte o reformă de asta, au făcut-o. În Franța s-a făcut de mai multe ori și deci nu zic că e ușor, dar se poate face. Bună ziua! În urma acestei conferințe de presă, care s-a dorit a fi în primul rând un manifest din partea Alianței pentru Agricultură și Cooperare, avem un invitat surpriză. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România s-a autosesizat. Au văzut care sunt cererile și care este forma prin care încearcă să tragă un semnal de alarmă Alianța și este alături de noi domnul Emil Dumitru, care sperăm să răspundă întrebărilor și provocărilor lansate de cei 4 președinți din cadrul Alianței, dar și întrebărilor dumneavoastră. În primul rând, să știți că nu fug de întrebări incomode, așa cum mă știți, vin din mediul asociativ, am venit neinvitat, dar am venit în primul rând pentru că este o datorie a noastră a Ministerului Agriculturii să dăm răspunsuri la tot ceea ce ridică reprezentanții organizațiilor profesionale ca probleme. Știm cu toții că e un an agricol foarte greu, nimeni nu și-a dorit să treacă prin secetă și COVID. În monitorul oficial de astăzi s-a publicat ordonanța de urgență numărul 148 pe 2020, care reglementează modul de acordare a sprijinului. Avem decizia Comisiei Europene de aprobare a schemei de ajutor de stat. Este un ajutor de stat excepțional, pentru că celelalte state au mecanisme prin care, pe bază de fond mutual, fermierii cotizează la un fond și dintr-un euro despăgubit 60 de eurocenți sunt primiți, rambursați de la Comisia Europeană. Știți foarte bine, apropo de fondul mutual, că am avut o alocare de 440 de milioane de euro în actualul exercițiu financiar și, din păcate, nu s-a constituit acel fond mutual. Ca să se constituie fondul mutual, trebuie, în primul rând, fermierii să se asocieze.
pentru că altfel nu avem cum să facem lucrul ăsta. S-au luat banii și s-au dus la măsura de suportare a cheltuielilor cu prima de asigurare, măsura 17.1. Suntem de aproximativ 10 luni la guvernare, nu fugim de răspundere, dar vă spun că am simplificat 17.1 și în continuare vrem să o simplificăm pe cât posibil, că am constatat că n-a fost funcțională măsura. Vom genera o discuție și cu asiguratorii și cu ASF-ul, astfel încât cei care activează pe piața asigurărilor în agricultură să introducă în mod obligatoriu și seceta ca risc asigurabil. Vom despăgubi fermierii, așa cum am promis, pentru culturile calamitate, culturile înființate în toamna anului trecut, și facem procese verbale de constatare și pentru culturile de primăvară. Sigur că nu sunteți un partener comod de negociere și asta am simțit-o când am trecut la minister, dar întotdeauna n-am vrut să vă promit ce nu putem face, pentru că și noi puteam într-un an electoral să fim populiști și să le promitem fermierilor lucruri care nu le putem face. O mare parte din vină este că acel vestit miliard de euro pe infrastructura de irigații, care trebuia investit până în 2020, acesta era ultimul an în care trebuia investit pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații, între timp s-a transformat în 111 milioane de euro de contări și 165 de milioane de euro cu totul contractat. Cam asta este bilanțul unui ciclu de 4 ani de zile. Nu vreau să găsesc vinovați, pentru că fermierii astăzi trec prin momente foarte dificile. Dar trebuie să vă spun că și Organizația Interprofesională de Cereale putea să ajute fermierii care astăzi nu pot invoca în contracte forța majoră, pentru că dacă acel contract cadru pe care îl aprobam prin ordin de ministru era adoptat și cu această prevedere prin care seceta să fie invocată ca forță majoră în contractele de achiziții de cereale sau de furnizare de inputuri, puteau să-și amâne plățile. Știu că este o discuție despre amânarea ratelor. Ministerul Agriculturii a făcut 3 întâlniri, la care și membrii Alianței au participat. Astăzi, când discutăm, pleacă de la Ministerul Agriculturii și o propunere de text către Ministerul de Finanțe și către Banca Națională a României. Nu Ministerul Agriculturii poate să reglementeze o relație comercială între bancă și producător, ci eventual noi să venim în susținerea celor pe care dumneavoastră le ridicați ca probleme în relațiile cu creditori. Nu este ușor să fiu astăzi la pupitru să dau explicații pe ce nu s-a făcut în ultimii 30 de ani. Reforma funciară nu se poate face peste noapte. Cadastrarea nu se poate face peste noapte. Un plan național strategic care să financeze în mod realist agricultura României, pentru că în actualul exercițiu financiar am dat bani foarte mulți la foarte puțini. Și cei care ne vor privi, prin intermediul presei, o să afle bilanțul acestui exercițiu financiar, când am dat bani foarte mulți pe tractoare și combine, am dat 1.063 de milioane de euro pentru 1.721 de beneficiari. Nu asta este agricultura României, trebuie să construim. N-am venit aici să fac promisiuni, pentru că oamenii sunt sătui de promisiuni, dar trebuie să facem o construcție bazată pe niște realități ale agriculturii. Știu că ne certați foarte des, este dreptul dumneavoastră să o faceți, că de asta am acceptat provocarea să fim reprezentanții guvernului, dar nu vreau să vă vând iluzii. Încă 30 de ani agricultura României a trăit într-o vânzare permanentă de iluzii. Și de aceea nu suntem competitivi și mâncăm din import. Cred că a venit momentul să facem lucrul așa cum ați văzut că facem. Nu se văd pentru că suntem la sfârșit de exercițiu financiar. Când am venit la minister am găsit o lipsă de documente pe PNS. Astăzi suntem, probabil că mâine sau poimâine veți primi și analiza nevoilor și până la sfârșitul anului vom avea și fundamentarea măsurilor. E clar că nu mai putem să continuăm așa pe ce înseamnă schimbări climatice. Va trebui să avem un fond mutual
dar nu un fond mutual în care, așa cum bine a spus domn președinte Sitaru, prima dată să identificăm cine să fie șeful, ci mai degrabă să avem fonduri mutuale pe fiecare filieră de produs în care fermierii să le gestioneze. Și aici trebuie să modificăm cadrul legislativ actual care nu permite acest lucru. Și să dăm bani europeni ca despăgubire, că la un euro plătit, 60 de eurocenți ne-i dă Europa, dacă avem încredere că acest mecanism poate funcționa. Eu cred că o parte din probleme sunt generate și de faptul că n-am creat un cadru legal în care cei care primesc diverse forme de sprijin trebuie să fie obligați să plătească o cotizație profesională agricolă. Cunoașteți poziția mea și îmi doresc foarte mult să instituim această regulă. Este de notorietate și în rândul colegilor din minister că îmi doresc foarte mult să se finalizeze documentația pe care ați depus-o, să reprezentăm România la grupele de dialog civil și vă voi susține această poziție, pentru că nu e vorba de APPR, LAPAR, ProAgro sau UNCSV, este vorba despre România. Atâta timp când nu ești acolo, nu ai cum să poți să influențezi în vreun fel politicile la nivel european. Vă stau la dispoziție cu orice întrebări. Vă spun că facem eforturi să avem resurse financiare suficiente pentru anumite scheme de sprijin, inclusiv în sectorul zootehnic, fie că vorbim de rezervele din PNDR, fie că vorbim din buget național. Și, bineînțeles, sper ca, în funcție de evoluția încasărilor bugetare, să găsim o soluție, așa cum am găsit-o și pe cea de la culturile de toamnă, să despăgubim fermierii și pentru culturile de primăvară, dar asta este o soluție de compromis pe moment, dar dacă va continua seceta în fiecare an, statul nu va fi capabil să despăgubească în fiecare an pierderile generate de secetă. Și în acest sens, în luna octombrie vom notifica la Bruxelles pe programul de reziliență din bugetul Ministerului Fondurilor Europene un program de reabilitare a infrastructurii principale de irigații, de secare, drenaj și combaterea eroziunii solului de 6,5 miliarde de euro din fonduri europene, tocmai ca să terminăm odată reabilitarea acestei infrastructuri de irigații, pentru că altfel părem caragioși în fața celor care ne privesc, dacă de fiecare dată tot vorbim de irigații, dar ele nu se întâmplă. Cam asta este și mai vreau să fac o precizare legată de secetă. Colegii din Alianță, la început am discutat tehnic care sunt cele două modalități de despăgubire, pentru că ce au uitat să spună colegii din Alianță, sau voi spune eu, este că aveam varianta să despăgubim pe pierderi de venit în 3 ani, de la producerea evenimentului, conform orientărilor Comisiei care reglementează ajutoarele de stat. Însă am găsit pe cale de excepție un artificiu pe care l-am justificat la Comisia Europeană să ne raportăm la niște costuri standard și să dăm o sumă forfetară. La fel de adevărat este că acel vestitor din 97 nu era adoptat la momentul la care am venit în minister. Deci n-am avut nici legislație de constatare a pagubelor în minister, dar mă rog, ăsta este rolul nostru, să facem lucrurile să funcționeze. Nu-mi cereți să fac ce n-au putut alții să facă în mulți ani care au trecut, dar sigur că mă simt responsabil alături de echipa domnului Orus să dau orice răspuns putem pe întrebările pe care le aveți. De la profitul agricol, da? Am două întrebări. Ordonanța pentru despăgubirile acordate fermierilor pentru culturile de toamnă afectate de secetă a fost adoptată inițial de guvern săptămâna trecută luni.
a fost readoptată joi și suntem acum miercuri, încă nu este publicată în monitorul oficial. Este ordonanța 148/2020, este publicată în monitor oficial. În care monitor oficial sunt pe... Vă rog să vă uitați în monitor oficial, probabil că cei de la monitor oficial vor publica pe site, dar este publicată în monitor oficial. Poftim? Pentru că, din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, o ordonanță de urgență care reglementează un ajutor de stat trebuie să fie adoptată după ce se primește decizia Comisiei că acel ajutor de stat este conform cu legislația privind ajutoarele de stat la nivel european. Deci nu s-a primit în cazul. Există decizia Comisiei 5280, ceva de genul, nu-mi scapă dacă e așa sau nu, care a fost emisă în 28/08/2020, dar care a fost transmisă României ieri. A doua întrebare, ați vorbit mai devreme despre unele direcții în care puteau acționa organizațiile de fermieri și, spuneți dumneavoastră, sau sugerați un nou agricultor, referitor la obținerea acelei clauze de forță majoră. Dacă puteți să ne explicați tehnic ce se putea face mai exact? Sigur. În legislația specifică a organizațiilor interprofesionale, ordonanța 103/2008 și hotărârea de guvern 1069/2009 prevede că statul membru poate să recunoască niște organizații interprofesionale reprezentative pe filiera de produs și conform regulamentului 1308, aceste organizații interprofesionale pot adopta hotărâri opozabile și nemembrilor, pentru că ei sunt reprezentativi și prin legislația națională și europeană o pot face, inclusiv acele contracte cadru. Dacă în acel contract cadru care a fost adoptat în anul 2019 erau prevăzute clauzele despre care am vorbit mai devreme, astăzi toate contractele care erau adoptate cu nerespectarea acelor clauze erau lovite de nulitate și fermierii puteau să invoce forța majoră, dacă, bineînțeles, era prevăzut în acel contract cadru. Aș simți nevoia unei dezvoltări. A spus dumneavoastră, am dat bani prea mulți la foarte puțin. Am dat bani pe tractoare și combine, 1,6 miliarde de euro pentru 1.700 de milioane. 1,6, 1.663 de milioane. Da. Da, era 1.600 de milioane. Da. Da. Sub măsura 4.1. 1.721 de beneficiari, cu o valoare medie a proiectului de 520.000 de euro, cu o intensitate medie a sprijinului de 81% și cu o încărcătură de utilaj pe hectar de 2.500 de euro. Ăsta este bilanțul pe ce înseamnă dezvoltarea fermelor în România pe achiziția, dotarea cu mașini și utilaje agricole. Simțeam nevoia ca în niciun caz proporția să nu fie o încărcătură aproape cât jumătatea valorii hectarului care se tranzacționează pe piața funciară. Adică trebuia să existe o împărțire mult mai echitabilă la cât mai mulți beneficiari, pentru că în România, după cum bine știți, avem 816.000 de fermieri care depun anual o cerere unică de plată, iar nevoia de finanțare a agriculturii din România rămâne încă foarte mare. M-am referit că măsura n-a fost corect fundamentată ca să atingem o plajă cât mai mare de potențial beneficiari și nu neapărat cu o intensitate de sprijin de 81%, ci puteam să mergem pe o proporție rezonabilă de 50% fonduri nerambursabile și 50% contribuție proprie. Ce anume ai putut să modificați în măsură astfel încât ea să vină în linia
care tocmai ați spus. Noi nu dorim altceva decât să punem în aplicare analiza SWOT și analiza nevoilor, care ne îndreaptă către o singură concluzie. Fermierii au nevoie de finanțare pentru dotarea fermelor, dar în niciun caz să mai finanțăm fermieri care cumpără, care au 150 de hectare, care exploatează 150 de hectare și cumpără tractor de 300 de cai, a cărui valoare este foarte mare, pentru că atunci trebuie să existe o justețe între încărcătura caii, puterea utilajului și suprafața exploatată. Cu siguranță, în măsura în care vom putea, și sigur vom putea, vom face propunere către Comitetul de Monitorizare, pentru că nu noi suntem singuri, că de asta avem un dialog constant, cu partenerii sociali, să facem o măsură care să fie corectă pentru toți potențialii beneficiari. Aveți în plan completarea unui pachet de măsuri pentru tinerii fermieri care vor să-și cumpere utilaje la mâna a doua cu fonduri europene, sau aveți în concertare legislativă în direcția aceasta? Pentru că nu toată lumea își permite un tractor sau o mină nouă. Marea preocupare și a mea personală, dar și a Ministerului, este să punem în aplicare modificările la legea 268 a ADS-ului, care prevede pe cale de excepție că pot fi atribuite terenuri către tinerii fermieri. Avem în avizare la Ministerul Justiției modificarea, de fapt o derogare de la codul administrativ, prin care ADS-ul să poată să concesioneze prin atribuire directă suprafețe care le are disponibile către tinerii fermieri, și probabil că săptămâna viitoare va fi adoptată în guvern, iar instalarea tânărului fermier trebuie privită cu un pic diferit, în sensul că trebuie să facem un pachet de măsuri. Pe lângă prima de instalare plătită prin PNDR, să venim și cu partea de teren, acolo unde este posibil, că altfel, tocmai ne spunea domnul Sitaru, că este o concurență foarte mare a arendei, deci din păcate cei care vin și vor să înceapă o activitate agricolă nu vor mai avea prea mult spațiu unde să poată să și înceapă activitatea. Mai sunt, dacă colegii nu au întrebări, să mai pun eu, mai sunt câteva lucruri până la alegerile generale. Vă întreb dacă v-ați înscris sau dacă intenționați să vă înscrieți în PNR, astfel încât să contribuiți la creionarea politicilor liberale în domeniul agricol. Și în acest sens, cum vedeți dumneavoastră, personal, investițiile în irigații într-o perioadă care se anunță foarte complicată? Adică nu vorbesc de cele 6,5 miliarde despre care v-ați vorbit, că se vor duce pentru infrastructura principală de irigație, mă refer la investițiile pe care trebuie să le realizeze fermierii, și aici s-a vorbit inclusiv de problemele generate de arenda, contractele de arendă foarte scurte. Deci dacă prin politicile liberale prevedeți inclusiv prelungirea perioadei pe care se contractează arenda, astfel încât fermierii să aibă o certitudine a investițiilor pe care le vor realiza. Repet, într-o perioadă care se anunță foarte complicată și nu se știe câți vor avea capacitatea financiară pentru a beneficia de irigații pe care dumneavoastră trebuie. Să vă răspund cu a doua parte a întrebării. Singura strategie pe care România o va avea la dispoziție în perioada imediat următoare este Planul Național Strategic și Planul Național de Reziliență. Măsurile de ajutor de stat trebuie să vină ca un supliment pentru sectoarele care cu adevărat suferă sau au nevoi specifice pe care legislația europeană nu le poate suplini. De aceea dăm și despăgubiri la secetă. Încă nu-i comod nici pentru colegi să vină neapărat să ceară ajutor de stat pentru secetă. Eu cred că strategia agriculturii este cea legată de modul în care vom finanța agricultura în viitorii 7 ani pentru cei 23 de miliarde de euro. Practic va fi, cred eu, din perspectiva Uniunii Europene, cam ultimul tren în care, dacă vom ști să
nu doar să ne urcăm, ci efectiv să și facem niște lucruri, pentru că am vorbit foarte mult de absorpție, de conformitate și nu de valoare adăugată și nu de rezultate care să le vedem în practică. Pe irigații vă pot spune că autoritatea de management în perioada imediat următoare va face o consultare scrisă pentru a modifica fișa măsurii, să facem o submăsură dedicată pe 4.1 pentru achiziția de echipamente de irigații, pentru că am constatat că oricât de multă apă am băgat pe canalele principale de irigații, fermierii, neavând perspectiva faptului că va exista apă în infrastructura principală de irigații, nu erau dotați cu echipamente de irigații. Și atunci degeaba numărăm kilometri de canale dacă fermierii nu au echipamente de aplicare a apei pentru irigații. Cât privește prima întrebare, aici n-am venit să fac politică, vorbim de politica agricolă comună, dar dacă vreți și aveți curiozitatea asta, vă voi răspunde. Sunt membru PNL și cred eu că este o opțiune personală să fac politică, dar la Ministerul Agriculturii fac politica agricolă comună. Nimic altceva. Sper că v-am satisfăcut curiozitatea. Doar cu precizarea legată de aia, dacă între politicile, care se dărește și legea? Știți că am avut legea 16 pe 1997, dacă nu mă înșel, da, pe 1994, e nevoie de o reformă mult mai profundă, inclusiv cu ce înseamnă o reformă funciară în care să nu mai hașurăm și să cadastrăm bucățele foarte mici, pentru că cunoaștem cu toții că există schimburi de terenuri între fermieri, la mica înțelegere, care să nu fie consfințite de vreun document, iar titlurile de proprietate care au fost emise și suprafețe au fost măsurate cu diverse unități de măsură, de la compas, lanț, ruletă, GPS sau eu știu mai ce, e nevoie să facem o reformă funciară, cum a făcut Franța în 1970, dar asta presupune să ai și un parlament care să înțeleagă lucrurile astea și să nu mai dea legi doar ca să dea bine la electorat. Întrebarea mea este următoarea. Facem irigații. Câte milioane de hectare vor fi irigate? Să spunem jumătate în această țară. Câte jumătate de fermieri care vor fi în zone unde nu există irigații și nu există posibilitatea să facă irigații? Ce le oferi să schimbi? Totuși, acești oameni sunt pe aceeași piață. Așa cum v-am spus, trebuie să facem politica fermierilor, noi nu oferim nimic în schimb. În programul de reziliență pe reabilitarea infrastructurii principale de irigații avem, pe de o parte, modernizare, cât și sisteme locale de irigații. Nu numai acei fermieri care, mă rog, au avut norocul să treacă pe lângă exploatațiile dumnealor, canale de irigații făcute pe vremea trecută, deci vor fi finanțate și noi sisteme de irigații locale, dar aici mă refer de sisteme de irigații cu apă de suprafață din bazinul hidrografic și în niciun caz din pânza freatică. Domnul Zidar, mă întorc la cred că s-a întâmplat problemele cu care ați venit pe masă, iată, sau și-au găsit o parte a rezolvarea, ne-am transformat într-o mini-conferință a Ministerului Agriculturii. Am aflat, pentru noi sunt informații foarte bune, dar cu ce ați venit dumneavoastră după această mâncare de șahmat și cu ce plecați? Pentru că tot mi-a spus că anunțați că veți primi ceva. Da, după cum v-am spus și la început, îngrijorarea noastră a fost foarte mare datorită timpilor prea lungi în care s-au întâmplat lucrurile
Și chiar dacă astăzi, să zicem, apare, deși domnul Veleș zice că încă n-a apărut un monitor oficial, domnul secretar de stat a zis mai devreme că a apărut sau are informații că apare în monitorul oficial astăzi, noi sperăm ca, așa cum a zis și la început, banii ăștia să ajungă cât mai repede posibil pentru a putea să reluăm ciclul de producție. Sigur că noi ne dorim în continuare și am spus și de prima dată că am avut în permanență dialog cu Ministerul Agriculturii. Domnul secretar de stat e de față și poate să recunoască că aproape săptămânal ne-am întâlnit fie în videoconferință, fie la minister, să dezbatem nu numai problemele care le-am adus azi în fața dumneavoastră și alte probleme care le-am discutat cu ministerul și încercăm să le rezolvăm. Suntem, e adevărat, într-o situație și politică complicată, că guvernul este guvern minoritar și parlamentul e majoritar de altă culoare și aici e posibil să apară un blocaj și care blocaj pe noi ne-a prins cam la jumătate. Adică uneori am avut senzația, chiar cu niște legi care au venit din partea parlamentului, că suntem prinși la mijloc. Adică atunci când s-a discutat despre ordonanța asta de urgență din aprilie, așa cum am zis, cu adresele care au fost, la un moment dat s-a intervenit Parlamentul care voia o lege care să reglementeze lucrul ăsta, care lege, dacă s-ar fi făcut, până la urmă a fost oprită legea, dar dacă s-ar fi făcut legea aia, practic toate demersurile care fuseseră făcute pentru secetă pentru anul ăsta dispăreau, pentru că legea nu retroactivează și ar fi trebuit să începem lucrurile din momentul apariției legii. Dar apărea o mare problemă că între timp terenurile erau recoltate, deja când a apărut legea, cred că terminase de recoltat în zonele astea afectate și practic nu mai putea să constate nimeni nimic. Și atunci, nu, deși eram cumva ca și copilul cu multe moașe, că nu ne mai ajuta nimeni. De asta zic că fiind într-un an electoral și situația asta politică foarte complicată, agricultura a picat oarecum la mijloc. Cu toții vând chipurile să ne ajute, până la urmă, până în momentul de față, nu ne ajută nimeni. Sperăm ca în viitor să lucrurile să înceapă să se întâmple mai repede și noi vrem ca în Ministerul Agriculturii să avem un partener de dialog cu care să rezolvăm problemele, nu să venim în fața dumneavoastră să ne tot plângem că n-am rezolvat problemele. În concluzie, considerați problemele rezolvate? În concluzie, nu considerăm problemele rezolvate pentru că dacă apare o prelungire ca asta de 9 zile de la apariția, pentru apariția monitorului oficial, mai apare o prelungire până începem să depunem cererile de încă vreo 10-15 zile, ne aruncă în zona târzie a semnatului. Noi sperăm ca lucrurile să întâmple repede și faptul că domnul secretar de stat a venit aici e un semn bun și eu știu că ei au înțeles întotdeauna că au fost pe câmp, știu ce foc este în Bărăgan și în Dobrogea și că trebuie să luate niște măsuri. Încă nu am lămurit nimic despre culturile de primăvară. E gradul de dăunare asemănător, dacă nu mai mare, la fel ca la culturile înființate în toamnă. Porumb, în zona Bărăgan, Dobrogea, județele astea de care am zis că sunt afectate, porumbul, probabil, media lui va fi undeva între o tonă și două tone. Sunt suprafețe întinse și fermieri foarte mulți care anul ăsta nu culeg nimic. Și acolo este lucru cel mai grav. Acolo e nevoie de măsurile astea care să ajungă la ei dacă se putea ieri. Cu cât mai repede, cu atât. Eu, unul personal, nu consider că am plecat cu ceva rezolvat astăzi aici. Rezolvate sunt probleme când încep să intre banii în conturile fermierilor și când ei încep să-și poată onora obligațiile care le au. Că deocamdată nu au cum să-și onoreze obligațiile. Și confirm că Ministerul Agriculturii a fost de partea noastră de fiecare dată vis-a-vis de bănci. Am avut și de Ministerul Mediului, am avut legea cu privire la mistreți. E o complicație și acolo că ne cere nu știu ce sume, când ar trebui simplu, dacă strici, te penalizezi cu 1000 de euro sau 2000 de euro, o sumă forfetară, nu trebuie să facem 700 de comisii, că nu eu te-am pus să vii în cultura mea să-mi strici cultura. Dar Ministerul Mediului vrea fel de fel de evaluări la pagube, vrea fel de fel de sume de documentate. Nu, dacă ai venit peste mine și îmi strici casa, plătește de 10 ori casa mea, că nu te-am pus să vii peste mine, nu?
Cam așa ar trebui văzute lucrurile. Dar noi vrem ca lucrurile urgențe noastre să fie rezolvate. Încă nu suntem, avem lege, dar nu suntem la COPACOGECA, avem ordonanță de urgență, nu avem banii. E bine că e domnul ministru aici și sperăm ca și cu influența care are Ministerul Agriculturii să facă lucrurile să miște mai repede. Dar azi când vorbim, repet, nu e rezolvat nimic. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim mult pentru participare și pentru răbdare. Mulțumim.